Bună tuturor, eu sunt Simona de la Casa Vie și astăzi vreau să răspundem împreună la întrebarea cum să mărești vizual o baie mică astfel încât să pară mai mare. Să începem! Indiferent dacă vrei să amenajezi o baie cu o suprafață mică sau dorești ca spațiul existent să pară mai mare, poate fi destul de dificil să alegi variantele de mobilă, culoare, oglinda potrivite pentru astfel de situație. Casa Vie vine în ajutorul tău cu o serie de recomandări atunci când vine vorba de a oferi băii tale iluzia unui spațiu mai mare. Culorile. Care crezi că sunt culorile care fac baia ta să pară mai spațioasă? Conform principiilor de bază ale designului, culorile deschise, precum alb, crem, gri sau galben, vor extinde vizual o încăpere, în timp ce culorile precum roșu intens, maro, verde vor face ca încăperile să pară mai mici. Oglinda este un maestru al iluziei. O oglindă folosită pe toată suprafața peretelui, de preferință fără rame, dă impresia unui spațiu mai mare. Dublează optic suprafața acestuia. Oglinzile sunt instrumente magice pentru a crea profunzime și sunt cele mai elegante decorațiuni pe care le poți aplica într-o baie mică. Achiziționează oglinzi mari pentru baia ta și amplasează-le fie pe geam pentru a reflecta lumina, fie pentru a obține iluzia unui spațiu mai mare. Oglinzile mari sunt soluții practice, potrivite chiar și pentru a fi aplicate în băile mici, fără acces la lumină naturală. Mai apoi avem mobila de perete. O altă idee care oferă iluzia unui spațiu mai mare este să montezi o chiuvetă suspendată. Montând chiuveta mai sus de podea, se va crea efectul vizual al unei băi mai spațioase și, în același timp, vei obține un spațiu mai mic de depozitare ce-i drept pentru obiecte mai mici. Alegerea unui anumit tip de duș, precum și a materialului ușilor de duș, te vor ajuta să creezi impresia unui spațiu mai mare. Și anume, cel mai bine ar fi să optezi pentru o cabină de duș în cadran, prevăzut cu un duș pliant, sau, dacă spațiul nu îți permite, poți chiar să ai o ușă glisantă în duș. Este de preferat, desigur, ca în locul unei perdea obișnuite de duș să pui un panou de sticlă, deoarece este mai elegant și mai practic. Un panou de duș este o idee genială pentru a spori lumina și îți oferă această senzație a unei băi aerisite și încăpătoare. Mai apoi îți recomand să alegi cutii de depozitare pentru a rămâne organizat. Una dintre cele mai mari probleme ale unei băi mici este tocmai spațiul de depozitare. Cum să integrezi astfel diferite cutii pentru ca să fie totuși și elegant? Ei bine, sticlele și tuburile împrăștiate pe blat, pe cadă, pe mobilă, cu siguranță o să distragă atenția chiar și în cea mai superbă baie. De exemplu, un dulap pentru prosoape sau o chiuvetă cu sertare sunt varianta cea mai potrivită pentru a ține lucrurile în ordine. Afișează numai produsele pe care le folosești cel mai des, folosește cutii de depozitare pentru a pune ordine în articolele de toaletă, articole necesare pentru baie. Lucrează cu înălțimea pentru a face o baie mică să pară mai mare. O idee potrivită despre cum să faci o baie mai mică să pară mai mare este aplicarea tapetului cu dungi verticale. Tapeturile sunt evitate tocmai datorită sensibilității lor în contact cu apa sau cu apurii. Cu toate acestea, există multe tipuri de tapet realizate din materiale speciale care le permit să reziste împotriva umidității. Radiatorul port-prosop. Radiatorul este conceput cu dublu scop, ca radiator pentru a încălzi diferite suprafețe, dar și ca suport pentru prosoape. Acesta menține baia încălzită, o ferește de mucegai și în același timp permite uscarea prosoapelor mari sau a halatelor lungi. Radiatorul se poate instala pe un perete și este mult mai îngust decât un calorifer tradițional. Nu numai că este practic, dar poate să fie spațiu de depozitare și uscare pentru mai multe prosoape, oferind căldură în același timp. Dacă ideile tale nu se potrivesc cu dimensiunea spațiului tău, nu-ți fă griji, nu ești singur. Băile mici devine provocare atunci când trebuie amenajate. Din fericire, există o gamă largă de soluții inteligente de design pe care le puteți folosi pentru a face spațiul vostru să pară mai mare, fără a cheltui o avere. Sper că aceste sfaturi te-au ajutat să ai o imagine mai clară pentru amenajarea unei băi mici. În cazul în care vrei să achiziționezi produse sanitare pentru baia ta, Casa Vie dispune de astfel de produse pe care le poți vizualiza accesând linkul www.casavie.ro. Te așteptăm cu drag!